Salut! Delia de la Chic Diva sunt și colega mea Dora. Probabil ne cunoașteți, ea e pe Customer Support. Eu mă ocup de partea de marketing și am zis să facem un filmuleț ca să răspundem la toate întrebările pe care le-am primit în e-mailul de ieri despre rochii de ocazie. Noi ieri, înainte să vă zic de rochie, noi ieri am dat un e-mail în care am zis să vă recomandăm 5 reguli de care noi ținem cont când vă recomandăm o rochie de ocazie și când stiliștii noștri țin cont în momentul în care recomandă o rochie de ocazie. Dar dintre toate cele 5 reguli, cel mai mare feedback și cele mai multe răspunsuri pe care le-a primit Dora la Customer Support au fost despre cum îmi aleg materialul. Am observat că cea mai mare temere a voastră este legată de produsul în sine și când zic lucrul acesta mă refer mai mult la material. Știu că multe comandați haine online și eu cumpăr și Delia dar tocmai de aceea am făcut videoul acesta ca voi să puteți vedea rochile exact așa cum le veți primi. Da, adică și, să nu faceți niciun problem. Și materialul să-l vadă, adică multe din întrebările de ieri pe care le-am primit au fost, băi bun, îmi recomandați 5 reguli, cum să-mi acopăr, ce să port în jos, în funcție dacă sunt XL, XS, etc. Bun, dar cea mai mare temere a fost material. Băi, e bun, cum îmi dau seama dacă voalul mă avantajează sau cum îmi dau seama că e de calitate, că am avut multe cliente care au comandat de la alte magazine înainte să comande de la Chic Diva și i-au zis Dori, spre exemplu, păi când am comandat am primit o cârpă. A plecat o comandă la noi, nu mai dau denumirea produsului, numai că acea clientă a renunțat la comandă tocmai pentru că a văzut acel produs și pe alte site-uri și a fost teamă că va primi cu totul altceva, i-a fost teamă că acel produs este, nu știu, a provizionat în altă parte din China sau de unde. Da, corect. Foarte multe ne zic, băi, nu le faceți voi, sunt făcute în China. Nu, deci le facem noi tocmai în ideea că am venit și cu videouri, cu filmulețe din atelier ca să vedeți că noi le facem și în momentul în care noi le facem, noi avem grijă să alegem materiale care nouă ne plac. Tocmai de asta facem și video-ul ăsta ca să vedeți exact materialul. Am primit multe întrebări legate de rochii de ocazie, cum sunt materialele. V-am zis, o parte din clientele noastre au comandat și de pe alte site-uri și au venit la noi și s-au uitat, au spus, băi, nu e posibil, deci nu mai am încredere. Primul produs pe care să-l prezentăm să nu fie nici magenta ca rochea mea, nici neagră ca rochea ei, am zis să vorbim despre un pic despre o rochie de voal. De ce vă spunem? Din nou, de materiale. Aveți grijă în momentul în care vă alegeți materialele, în special la o rochie de val. Valul să fie moale, să cadă bine, să fie transparent, dar moale în același timp. Asta înseamnă un val de lux. Apoi mai urmează căptușeala. Da, și aici mi se pare foarte important, pentru că foarte multe dintre voi aveți problema asta, nu mi se vadă nu știu ce parte a corpului. Nu vă faceți griji, aproape toate au căptușeală, mai ales rochile de ocazie, pentru că este cel mai important la ele și în același timp sunt și elastice. Deci, căptușeală e bine de știut la căptușeală. Căptușeala ar trebui să fie atenție și la ea, dacă e una plină de licra, elastan, din nou nu e bine, aveți grijă să aibă un pic și bumbac în ea. De ce? Pentru că pur și simplu nu o să transpirați la nuntă când toată lumea dansează să se vadă urât. Ca să vă spun un lucru despre mine și să fiu sinceră cu voi, eu nu prea cunosc materialele, deci eu când îmi comand ceva, vreau să arate bine acel produs și mi-imaginez că, vai, Doamne, să vină la fel de bine și pe mine. Nu știu dacă recunoașteți rochea aceasta, este rochița Artemis. Artemis, da, e. Da. Avem multe, nu le mai ține minte numele la toate. Este negru pentru că este singura care mă avantajează, dar asta este partea a doua. Nu, o avantajează mai multe, doar se preface că i-a plăcut asta mult și cred că o să vrea să o ia acasă după ce filmează. Da, probabil. Există o mare confuzie în piață. Lumea crede că dacă este un material elastic sau dacă e făcută dintr-un anume tip de licra, pentru că sunt mai multe tipuri de licra, au impresia că mama e proastă. Licra e nasol, licra e prost, licra e groaznic. De ce? Pentru că sunt multe, foarte multe tipuri de licra pe piață. Dar, atenție, pe ea o avantajează o rochie de genul ăsta din licra de genul ăsta. Ăsta practic se numește otoman, este un licra plin.
gros care te ține și te strânge și ea în general poartă el, dar acum a intrat într-o rochie de S. Lumește. A intrat într-o rochie de S. De ce? Pentru că materialul o ține, da? Și o strânge și o face practic mai mulată. Asta înseamnă un licra de calitate, deci un material otoman în cazul ăsta se numește. Alte tipuri sunt cum mă port eu, spre exemplu, la rochia Pandora. Tot din licra este. De ce? Foarte multe ne-au cerut din voal, dar atenție, pe multe nu ne-au mai ales măsurile mai mari, nu sunt avantajate foarte mult de voal. Spuneam de rochia Pandora că e făcută din licra. E tot așa un licra un pic mai subțire decât ce poartă ea, arde mult mai bine, pică mult mai bine, demulează, stă, se ține, este destul de elastic și atunci poți să înfășori rochea în peste 21 de moduri, mi se pare. Dar mai trebuie să știe clientele noastre că în această rochie primesc și un kit, pentru că este foarte versatilă și te poate purta în foarte multe feluri. Da, e aia care se poți să o încrucișezi, să o învârți, să-i dai mânecile mai așa, să le pui mai sus, X, etc. pe spate, în diverse moduri. Am vândut foarte multe rochii de genul ăsta. De ce? Pentru că se potrivesc la foarte multe cliente. Dar, revenind la material, există pe piață o concepție că licra e nasol. Nu e nasol, contează ce fel de licra vă luați. Că dacă e unul de la de 3 lei, atunci da, n-ai ce să cauți cu el la o roche de ocazie. Dar dacă este unul unde dai 20, 30, 40 de lei pe metru și tu ai o roche de 6 metri cum e această Pandora, atunci da, contează foarte mult și se vede. Aveam de voal mai devreme, ziceam să aveți atenție și la voal și la căptușeală, să fie cu bumbac și dantelă. Alegem cu mare grijă dantela, materialele. De ce? Pentru că și nouă ne place să purtăm noi, în primul rând, care noi tot îmbrăcăm în rochii, dar și voi, materiale de calitate. Nu vrem să ne facem brandul de râs, că am muncit o grămadă la el, Dora răspunde în la telefoane. Și nu vrem să vă trimitem ceva care nu vă place. De ce? Pentru că un client mulțumit e un client care revine și a doua oară. Rochița aceasta s-a purtat și pentru domnișoarele de onoare. Am avut foarte multe cliente care au preferat această roche pentru domnișoarele lor, să fie foarte frumoase și foarte elegante și, într-adevăr, chiar arată foarte bine și așteptăm poze, foarte multe poze, să avem cine le uita. Bun, ne-am întors, avem a doua roche cu alte materiale, că tot eram la discuția despre materiale și ce se întâmplă. Asta este o roche nelansată încă, surpriză, zilele următoare o vedeți pe site. Deci nu știm numele, practic. Da, chiar dacă aveți vreo idee ce nume i s-a potrivit acestei rochițe, chiar vă rugăm să ne lăsați în comentarii și noi chiar o să ținem cont de ele. Ne-am bucurat să ne ajutați, ne-am bucurat. Super. Rochia e făcută din... e un model pe care multă lume îl caută, am observat. Caută dantelă în partea de sus, eventual transparentă ca să se vadă frumos decolteul etc. Și în partea de jos se caută tafta, saten, voal. Asta are în partea de jos tafta. Ce înseamnă tafta și de ce am ales noi materialul ăsta? Tafta, în general, e un material de foarte bună calitate. Observați că stă foarte plin și aruncă, practic te aruncă și te face, te slăbește. Bine, cine nu are 3X? În partea de sus e o dantelă, are cristale gel Swarovski aplicate pe ea și, repet, întotdeauna noi căutăm materiale de calitate care să cadă bine și să vă vină frumos. Și dacă te întreb, uite-le și pe astea cum vorbesc de rochii, mai avem a treia și ultima ca să terminăm repede, că știm că probabil ești destul de ocupată. Este vorba despre rochia Scarlett, o preferată a evenimentelor în vara asta. Mulți botezuri momentan, pantofi, pantofi. Se caută foarte mult partea de dantelă în sus și în jos v-am spus, tafta, voale, etc. Asta este realizată dintr-o dantelă, atenție, de foarte bună calitate. De ce? Pentru că e dantelă de bumbac. Asta înseamnă că e totuși un destul de tare. Nu este o dantelă elastică din aia la 10 lei. E o dantelă care dacă o veți căuta, o veți găsi și cu 100 de lei metru. Deci, Asta înseamnă că voi trebuie să fiți foarte atente în momentul în care vă dați măsurătorile pentru roche. Pentru că nu este elastică,
aici posibil să vă țină, să strângă. Da, este o ruche care este destul de transparentă în față, dar are parte de bustieră, iar la spate are, e total transparentă, are parte de tiul elastic. Și în jos este nape, în talie e pe elastic, în jos e nape, este din voal. Din nou se preferă voalul pentru rochiile de vară, dar atenție! Atenție la cine îl poartă și cum îl purtați. În general, dacă sunteți o tipă care poartă o măsură cu cel puțin un X în față, e de preferat să vă luați o rochie licra, ori așa, din material elastic, adică ori Pandora pe care o puteți face, oricum am zis că poartă Dora care a trecut de la L la S cu rochia asta. Da, pentru că rochia este elastică și din să cred că eu chiar sunt de S, nu sunt de el, cântarul mă înșală. Ok, bun. Acum că am cam încheiat, am cam terminat, vrem să vă mulțumim frumos că v-ați uitat la noi. Că... Da, o să ne mai vedeți în continuare, tot în formula aceasta. Am zis să fac echipă bună cu Dora și să dăm drumul la niște videouri ca să vă răspundem la întrebările pe care le aveți. Așa că lăsați-ne întrebările pe care le aveți referitoare la materialele pe care le folosim în comentarii. Iar noi vom răspunde și vom reveni, cred că în fiecare săptămână, dacă nu năpădesc comenziile peste da, noi. De fapt am dat start un video. Unui nou serial și cu Iva, care va avea minima de vizualizări. Vom lua premiul... ce premiul? Emmy? Premiul Oscar. Un premiu sigur luăm. Da. Și la noi în serial nu moare Jon Snow, atenție. Ce mai? Ok, vă mulțumim frumos. Urmăriți-ne în continuare. Vă pupăm. Pa. Hai,